Bun găsit, sunt Cătălin Corea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. A intrat în apă și nu a mai ieșit. O femeie în vârstă de 35 de ani s-ar fi înnecat în râul Nistru după ce, potrivit martorilor, s-a aventurat să treacă în not râul. Poliția spune că victima se afla la odihnă cu încă 4 persoane din raionul Aneninoi. Poliția a fost sesizată în după amiaza zilei de ieri, precum că o femeie s-a înnecat. Preliminar, s-a stabilit că în jurul orei 16 o femeie de 35 de ani, în timp ce se afla la odihnă cu alte 4 persoane în apropierea râului Nistru din localitate, după ce împreună ar fi consumat băuturi alcoolice, aceasta a intrat în apă comunicând că intenționează să traverseze râul în înot. După câteva minute, femeia a dispărut din apele râului. Până la moment este de negăsit, lucrările de căutare continuă. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal pentru a fi stabilite toate circumstanțele incidentului. Acesta este al treilea caz de înnec în ultimele zile. Cu doar o zi mai devreme, în râul Nistru s-a înnecat un adolescent de 17 ani. Ieri la Streșeni, o fetiță de 13 ani a murit după ce a alunecat într-un lac. Anul trecut, în perioada estivală, 76 de persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice din țară, inclusiv 13 minori. Pentru a preveni astfel de tragedii, salvatorii îndeamnă oamenii să nu meargă la scăldat în locuri în care lipsesc stațiile de salvare. Este important să fie evitate malurile abrupte ale râurilor și lacurilor adânci. Copiii, mai spun specialiștii, nu trebuie lăsat să plece singur la scăldat. Amețit de alcool și supărat după o ceartă cu soția, un bărbat din capitală a încercat să-și pună capăt zilelor. Victima, în vârstă de 45 de ani, a ajuns la spital după ce s-a aruncat în gol de la etajul 2. Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 21 pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucane al capitalei. Potrivit poliției, bărbatul a consumat alcool, apoi s-a certat cu soția, iar la un moment dat a sărit în gol de la etajul 2. În urma căderii s-a ales cu leziuni corporale, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Pe acest caz, oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului. Un jurnalist din Găgăuzia a fost reținut fiind suspectat de propagare războiului. Acesta ar fi comis acțiuni intenționate pentru a țâța vrajbă sau dezbinare națională, susțin procurorii de la cauze speciale. Deși refuză să spună cine este bărbatul reținut, unele surse media au scris că este vorba de un redactor al site-ului Găgăuz News. Acasă la el au avut loc percheziții. În urma verificărilor au fost descoperite câteva cuțite de colecție. Mascații au intrat în apartamentul jurnalistului din Găgăuzea și au percheziționat toată locuința. După verificări, l-au urcat în dubă și l-au dus la sediul PCCOX, unde l-au audiat. Procurorii de la cauze speciale afirmă că jurnalistul, prin intermediul canalelor de comunicații gestionate și administrate de el personal, a publicat sistematic elemente propagandistice care justifică agresiunea militară contra Ucrainei. Acesta a mai plasat informații și discursuri publice ce incită la ură și război. Pe lângă aceste precizări, procuratura a mai publicat și un fragment dintr-o discuție telefonică dintre suspect și o altă persoană. Чтобы в России читали, чтобы в России знали. Таким образом, я смогу внести свой вклад, как я смею надеяться, для того, чтобы и такие, как я тоже, для того, чтобы вышло на российской власти, начали потихоньку, что называется, сносить одни головы и ставить на их место другие. În cadrul investigațiilor urmează să fie identificate și alte persoane care răspândesc sistematic în public prin diverse mijloace mass media, rețele de socializare, canale de comunicare, informații tendențioase și inventate, ca fiind considerate instigatoare la război. În timp ce unele surse media de la noi au scris că persoana reținută activează ca jurnalist în regiunea autonomă Găgăuzia, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale a declarat pentru TV8 că nu confirmă, dar
nici nu infirmă această informație. Pe rețelele sociale ce-i aparțin acestui am găsit o mulțime de clipuri video în care bărbatul comentează evoluțiile politice și armată din regiune. Независимость подавляющего большинства союзных, бывших союзных республик, она условна. Нету де-факто суверенитета практически нигде. Разве что в Беларуси. În luna martie și fostul parlamentar, dar și lider politic Iurie Roșca a ajuns în vizorul Serviciului de Informații și Securitate și al procurorilor după ce a justificat într-o declarație publică agresiunea Rusiei în Ucraina și a promovat mesaje în susținerea armatei ruse. Serviciul de Informații și Securitate a blocat atunci mai multe surse media care distribuiau astfel de mesaje în condițiile în care Parlamentul de la Chișinău a instituit stare de urgență în țară. Și ceva mai devreme, SIS a mai blocat activitatea unor site-uri, printre care și Sputnik.md. Potrivit legii, acțiunile de propagare a războiului se pedepsesc cu amendă în valoare de până la 75.000 de lei sau cu închisoare pe un termen de până la 6 ani. Dosarul în care șeful unei secții de la Institutul Oncologic este acuzat de acte de corupție a ajuns în instanță. Virgiliu Urechi este anchetat pentru comiterea a 5 episoade de corupere pasivă. Acesta ar fi cerut, spun procurorii, bunuri ce nu îi se cuvin pentru a îndeplini și pentru a grăbi îndeplinirea unor acțiuni în exercitarea funcției sale. Potrivit circumstanțelor cazului, șeful de secție este vizat, cunoscând despre starea precară a sănătății pacienților, a estorcat bani de la rudele acestora. Timp de aproape 2 ani a pretins și primit de la rudele pacienților sume cuprinse între 1.400 de euro până la 2.500 de euro. Medicul primea banii fie în biroul de serviciu sau pe holul instituției medicale. După ce primea mita, în aceeași zi organiza inițierea procedurii de tratament în regim prioritar, fără o programare prealabilă la aparatele medicale. Și tot în aceeași zi organiza și internarea pacienților. Ureche nu își recunoaște vina. În cadrul investigațiilor el a refuzat să facă declarații. În prezent, medicul este cercetat în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Cu autorizarea judecătorului de instrucție au fost aplicate sechestre asupra unor încăperi locative din municipiul Chișinău, în sumă de peste 800.000 de lei, dar și a unui automobil estimat la aproape 400.000 de lei. Sechestrul a fost pus și încă pe două imobile, unul în valoare de 41.000 de euro, altul depășește 1 milion de lei, pentru asigurarea unei confiscări existente, precizează procurorii. Un bărbat a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual în mod pervers fiica vitregă. Sentința este cu drept de atac la curtea de apel. Bărbatul a primit sentința de condamnare după ce procurorii au scos la iveală că începând cu anul 2015 și până în iunie 2021 și-a abuzat sexual în formă perversă fiica vitregă, care se afla în îngrijirea lui. Pe parcursul examinării cauzei penale, în instanța de judecată, inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv, măsură menținută și de către instanța de judecată până la intrarea sentinței în vigoare. Au intrat pe ascuns în casa unui bătrân, i-au furat banii și s-au făcut nevăzuți. Doi bărbați din Drochi au ajuns pe mâna poliției, după ce au furat peste 100.000 de lei. Indivizii anterior condamnați pentru infracțiuni similare și-au recunoscut vina. Acum ei riscă până la 4 ani de închisoare. Potrivit poliției, făptașii cu vârstele de 33 și respectiv 47 de ani au dat lovitura într-o casă din localitatea Zgurița, raionul Drochia. Acestea au intrat pe ascuns în gospodăria unui bărbat în vârstă de 82 de ani, de unde au furat peste 100.000 de lei. Suspecții au fost reținuți și escortați la poliție, iar în cadrul audierilor și-au recunoscut vina. Ce ai în pungă asta? Bani. Proveniență bani, de unde-ți banii ăștia? Polițiștii au reușit să găsească și banii furați, însă nu toată suma. Indivizii au reușit să cheltuie o parte din ei. 30-31 de mii și așa. Deci sunt toți bani, nu sunt toți bani. Nu sunt toți bani. Câți bani ai luat aici? Îi cheltuiau. Bărbații sunt originari din același raion, iar anterior au mai fost judecați pentru infracțiuni similare. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați penal pentru furt. Dacă le se va demonstra vinovăția, aceștia riscă până la 4 ani de închisoare. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente. Vă doresc!